Domnule Ionașcu, e tot mai ascuțită lupta de aici, vedem care sunt candidații, spuneam unii cu șanse care tind spre zero, pentru că trebuie să fim și realiști în această discuție, alții cu șanse extrem de mari și alții care sunt scoși în offside în acest moment de noile anunțuri. Cum vedeți dumneavoastră fotografia momentului și spunea momentului că nu știm până mâine cine se mai anunță pe această listă importantă? Sigur, fotografia momentului până acum este una foarte interesantă. Din punctul meu de vedere, vârful de interes este domnul Traian Băsescu. Sigur că domnul Tereceanu, fiind prima oară în mod individual în fața electoratului, poate fi un subiect. Însă ideea ca un președinte al României să revină la capitală, cred că este un princeps pentru istorie. Adică nu știu când un președinte al României va mai reveni vreodată din funcția pe care a avut-o și mai cu seamă dacă ar reveni din funcția de primar general. Sigur că lucrurile sunt foarte încurcate, în sensul că eu cred că domnul Băsescu tinde să salveze PMP-ul, iar domnul Tereceanu tinde să salveze ALDE. Și atunci, în mod evident, au o singură șansă, să participe la cea mai importantă primărie din țară. Și asta îl încurcă pe Nicușor Dan mai degrabă sau încurcă pe Gabriela Firea? În mod categoric îl încurcă pe Nicușor Dan, în contextul în care electoratul este oarecum împărțit, dar cu siguranță PSD-ul are un electorat stabil. Așadar, poziția doamnei Firea nu știu în ce măsură ar putea fi pusă în dificultate atât de candidatura domnului Tereceanu, cât și de candidatura domnului Băsescu. În acest moment, calculele, cred că tuturor celor care fac sondaje de opinie, sunt puțin schimbate. E interesant de văzut cum se mișcă votul sau intenția de vot în acest moment vis-a-vis de acești candidați. Mai sunt câteva zile, dacă nu mă înșel, până pe 18, nu? Până, da, pe, 18, până pe 18 august. August. Mai este timp să se mai înscrie cine mai dorește, vorba aceea, pe această listă, făcând un jocul pentru unii sau pentru alții sau pentru propria persoană. În plin proces de organizare a alegerilor